Vine să sparg oglinda, Nicu, când ai mai intrat ăsta la apă? Pei păi cam la așa ceva se folosește, de asta s-a făcut ea. Hai, lasă-mă în pace, că nimic nu mi-e bun. Jur că nu, nu știu ce să punem cu noi în concediu, nu știu. Na. Ai <laughs> două dulapuri de haine, ceva tot trebuie să găsești. Îmi haine, Nicu, păi mergem la plajă, nu la piață, ești culmea. Și ce mai vrei să-ți iei? Pff, neapărat un costum de baie. Ok, mergem și luăm. Bun, și dacă m, am nevoie de costum de baie, clar îmi trebuie și o rochiță să meargă cu el. Doar nu pot să mă duc la terasă în costum de baie, nu? Stop! Păi am luat o rochiță frumoasă anul trecut. Dacă ai purtat-o de două ori, știi tu aia galbenă, vaporoasă, care scoate formele în evidență. Aia galbenă? Păi nicu nu se mai poartă galbenul ăla, o ca nu știi. Plus că îmi trebuie și o geantă. Geantă? Păi ducem cu noi numai actele, la ce trebuie geantă? Poate tu, Hai, îmbracă să mergem să luăm. Pentru un costum de baie și pentru o rochiță nu trebuie să mă deplasez eu la cumpărături. Că doar nu ne ducem la nuntă, te descurci și singură. Bine zici. Ce? Păi nunta lui Cristina. Clar uh. îmi trebuie și în o rochie pentru... Ce nunta lui Cristina? Ea a fost la noi la nuntă? Păi nu, că atunci divorțase. Așa, deci nu mergem nici noi. Numai bani aruncați, nunțile astea, numai bani aruncați. Mergem obligatoriu. Plus că a treia nu i cu noroc. Mhm. Uh -huh. Și atunci clar îmi trebuie rochie și pentru nuntă. Rochie? La ultimele cinci nu, te-ai dus la fiecare cu o altă rochie. Păi da. Și ce, crezi că o să-mi iau o rochie pe care mai ai purtat înainte? Păi eu cum pot să mă duc la fiecare nuntă, la fiecare majoră, la fiecare botez, la fiecare mormântare, tot cu costumul de mire? Nu no, vine Nicu, păi da' tu ești bărbat, eu nu pot! Ah. Cum să merg acolo în aceeași rochie pe care oricum a văzut-o toată lumea? Și oricum știi cum îi simă că bârfește de da, 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 hai să ne concentrăm acum pe ce ducem da. în concediu și vedem, vedem cu nunta cum rezolvăm. Zite, te rog, de ce deci ai nevoie? Deci am nevoie așa, de, 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 patru costume de baie. <laughs> patru costume de baie? scuză mă dar tu nu știi nota, mami. Tu, tu, tu ești ca toporul la notă. da, <laughs> nu știu nota, dar cum vrei să-mi pun poză pe Instagram în același costum de baie, și Mi-au să zic că ea, ea că săracă. Și atunci am nevoie și de două, trei rochițe. Nu. Uh -huh. și niște sandale. Sandale. Noi mergem la plajă, avem nevoie de șlapi. Șlapi? Tu vrei să mergi la cină în șlapi? Bine, bine, dar unde o să ne încapă toate astea? Ah, da, ai dreptate. Vă no, vezi? Ai dreptate. 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 Nu hai să mai tăiem din ele și să mergem numai cu esențialul, că mergem la mare. așa -i. Atunci avem nevoie și de un troller. De ce? Bine, avem două trollere, unu ție, unu mie. Da, nu, s-o crezi tu. Tu spui lucrurile în rucsacul ăla al tău. Plus că eu am și ni farduri și alte chestii pe lângă, nu pot să cum îți un umil. Deci ne mai trebuie un troller. Da. Dar o dubiță, nu ne luăm. Că în por bagaja Logan nu încap toate trolerele. Ah, da, chiar. Ai văzut că așa o aluca cu Cipri. O mașină nouă, sport fine, încăpătoare, mare, cu por bagaj imens. Trebuie să ne schimbăm și noi mașina. Aha. La cheltuielele astea o să mai mergem în concediu un. Pula. Iar în Croația. A doua oară. Parcă zicea el că a luat bilete în Zakintos.